Domnule profesor, în cer iertare, n-aș vrea să vorbesc pe seama noastră. În urmă cu un an de zile, mai precis pe 22 iulie, în acest studio, la o emisiune cu doctorul Gianu, un prieten al nostru, era ziua în care dumneavoastră lansați a treia ediție a Inteligenței Materiei la Teatrul Metropolis în București. La ora 18 eram aici în studio, am mai povestit despre carte și am promis atunci telespectatorilor că veți fi la drobeta Tonă Severin. Și iată că această zi s-a împlinit. Da, e o zi fericită pentru toți. Sper. De atunci s-au întâmplat niște lucruri. Am vorbit ieri cu o prietenă de-a noastră, doamna Tăbărană Dana, de la librăria de aici, din Tonă Severin, și mi-a spus, băi, am dat această carte de nu mai știu. S-a vândut foarte bine, vreau să vă spun. Sunteți foarte citit. Mi-aduc aminte, da, vreo două, trei luni în urmă a venit o pacientă la cabinetul meu din Turnul Severin. Și o întreb, cum ați ajuns lumea de la Turnul Severin până aici? Și spune, păi la noi sunteți foarte citiți, sunteți foarte cunoscut. Dar nu m-am gândit atunci că o să fiu chiar invitatul dumneavoastră. E o mare plăcere și onoare. A fost o complicitate, ca să zic, a mea, un vis și o dorință și care, iată că s-a vrut și vă mulțumesc în numele tuturor severinenilor. Și eu vă mulțumesc pentru această amabilă invitație. Vă mulțumim și noi frumos pentru că ați acceptat invitația noastră din această seară și aș începe această emisiune prin a cita câteva aprecieri referitoare la cartea dumneavoastră Inteligența Materiei. Pentru cei care încă nu au auzit despre această carte, am să citesc câteva aprecieri făcute de oameni la fel de importanți. Academicianul Eugen Pora scria, o delectare sufletească. Rar am avut prilejul unor astfel de satisfacții spirituale. Profesorul universitar Păunescu Podeanu spunea, ați făcut prin această carte o operă de luminare a multor minți. Ați realizat o operă de curaj menită să-i însufle și altora îndrăzneala de a gândi deschis. Profesorul Popescu Neveanu afirma, una dintre cărțile rare spre care merită să-ți îndrepți atenția. Domnul profesor Solomon Marcus, Dumitru Constantin sistematizează o sumă de fapte care pun în evidență o ordine și o coeziune a naturii cu nimic mai prejos decât cele pe care omul le introduce în mod deliberat în mediul său. Bineînțeles că Dumitru Micu spunea că o carte dintre cele care se epuizează fulgerător. Cartea nu este doar un depozit de informații științifice, ci un instrument de inițiere a profanului în universul biologiei. Aprecierile sunt mult mai multe, acestea citatele ar putea continua. Ce înseamnă, domnule profesor, această sintagmă, inteligența materiei? Ce ar putea să înțeleagă cei care nu v-au citit cartea atunci când aud acest lucru? Păi, dumneavoastră deja ați dat jumătate din răspuns spunând că înapoi al tuturor lucrurilor există ceva, există o energie, există o informație, de fapt o informație inteligentă. Deci analiza universului, a tuturor felurilor din univers, dacă începem de la prima undă de lumină, de la teoria Big Bang-ului, până la complexitatea funcțională a creierului nostru, constatăm, în ciuda a ceea ce știința oficială afirmă că totul e o întâmplare, o evoluție prin întâmplare, deci organizarea Universului chipurile s-ar fi făcut la întâmplare și a ajuns de la haos la inteligență, contrar acestei afirmații, acestei aserțiuni, eu consider că înapoi a tuturor lucrurilor există o inteligență. Aceasta se cheamă inteligența materiei. Încă materia, în ultima instanță, nu este decât un câmp de energie. Și avem astăzi argumente foarte aduse în știință de către fizica cuantică, care postulează că în profunzimea materiei sunt informații mai adânci decât cele genetice. Afirmație care a fost făcută de profesor Drăgănescu încă din 79, în profunzimea materialului, carte excepțională scrisă dumnealui. Deci un fizician, bine, bun cunoscător al fizicii cuantice, care face deja această afirmație. Iată că în profunzimea lucrurilor, informații mai adânci decât cele genetice presupun că la nivelul de câmp cuantic, la nivelul fundamental al materiei, acolo unde materia este doar sub formă de cuante, încă nu este atom. Deci dacă am presupune un nivel care tinde către o suprafață de structurare, de organizare pe straturi, atunci am plecat de la nivelul cuantic, ajunge la nivelul atomic, sub particule, atom, de la atom, molecule, molecule, structuri și iată-ne noi. Ei, acolo par să fie modele morfogenetice ale acestei lumi. Modele care sunt într-o stare potențială. Ele devin lucruri realitate pe măsură ce materia derulează existența, evoluția și acolo există și inteligența care structurează toate aceste modele. Deci acestea se cheamă inteligența materiei. Este realmente o inteligență. Practic, care este ceea ce noi, ceea ce religiile și o se întreagă de tradiții spirituale, sigur, i-au spus sub diverse denumiri, putem să-i spunem inteligență, conștiință cosmică, i-au spus alții, fizicienii, Max Planck, unul din marii mentori ai fizicii cuantice, îi spune mintea materiei. Profesor, dacă îmi permiteți,
Universul este guvernat de o mare lege numită legea dezordinii sau principiul 2 al termodinamicii, legea entropiei. Da. Ei bine, dumneavoastră afirmați că informația este principiul organizator, principiul care rânduiește. Corect. Dumneavoastră sunteți cel mai abilitat dintre multe, multe persoane să vorbească despre regele organelor numit creierul, suportul informației, până la urmă, și cel care ajută substanța... În calitate de specialist, nu de substanță. Cercetător al creierului. Da. Deci, hai să spunem de cercetător al creierului. Sunteți o persoană avizată, să emiteți. Din Încerc. Acest punct de vedere... Fac efortul. Vă mulțumim pentru bunăvoința de a fi cu noi aici. Din acest punct de vedere, viața sigur că se opune acestui principiu 2 al termodinamicii. Ce este moartea, domnule profesor? Din nou trebuie să fiu în contradicție cu alte opinii. Moartea nu este o trecere neantă a ființei, un sfârșit, un nimic dincolo de ea. Moartea, o spune și Iliade și o spune o întreagă filozofie, să zicem, spirituală, nu este decât o trecere a conștiinței de pe un strat pe altul, de pe un nivel pe altul. Moartea este doar o trecere a conștiinței într-o altă experiență. Experiența sub forma corpului, a materiei condensate, se termină și trecem într-o altă formă de câmp, de data asta, nu a unei substanțe condensate, pentru alte experiențe. De aceea, sunt convins că viața există în multe alte dimensiuni, numai nu sub forma asta pe care o cunoaștem aici. De-aia noi nu vedem nimic în spațiul ăsta, dar eu vă întreb, vedeți ceva în aerul de aici? Nu. Puneți un receptor și vedeți de la președintele Americii pe cine vreți, nu? Unde era? Unde era? Era aici? L-am văzut? Nu. N-am avut receptorul. Instrumentul. De aceea nu percepem viața și alte dimensiuni. Că n-am receptorul pentru asta, asta înseamnă că nu există. Și acel receptor care ar fi? Pentru a putea vedea ceea ce este în lumea asta. Receptorul fie. Conștiinței este creierul, nu? În această stare. El e ca aparatul de radio. Unda este în spațiu și noi percepem acea informație, deci pe diverse lumini de unde, dacă suntem acordați pe acea lumini de unde. Diferența între creier nu este, după opinia mea, decât în capacitatea creierului pe cât de multe lungim de unde percepe. Oamenii foarte inteligenți sau geniile, să spunem, percepe foarte multe lungimi de undă. Ca un aparat de radio, unul simplu, cum era pionerul nostru, și un Grundig, care avea 6 lungimi de undă. Evident că un Grundig recepta o informație de 6 ori mai multă decât un pionier care mergea la început mai pe lungimea de undă medie, nu? Dar practic... Domnule profesor, ați pomenit mai devreme de geniu și de Mircea Eliade. Vreau să fac o afirmație a acestui geniu Mircea Eliade. În felul lui. A fost un geniu, indiscutabil. Da. Spunea că... Chiar dacă unii nu-l agrează, e treaba lor, dar nu înseamnă că e și a noastră. A fost a noastră dimpotrivă. De spiritualitate. Asta ar fi culmea. Să avem un spirit universal și noi și pe acela să-l discriminăm. Tocmai noi să-l negăm. Mircea Eliade a făcut o afirmație referitor la medici. Spunea că medicii sunt prin excelență niște oameni morți spiritual pentru că și-au asimilat erorile metodic și experimental. Dumneavoastră sunteți o specie aparte de medic, ați rămas viu și entuziast. Și aș vrea să vă întreb punctual, pentru, mai ales pentru tinerii care ne privesc, următorul lucru. Tinerii noștri sunt din ce în ce mai deprimați, mai indiferenți, mai, cum să zic, nepăsători. Non-implicați. Cu viața non-implicați. Lor și cu ce se întâmplă în jurul lor. Entuziasmul ar fi... Enteos, Dumnezeul înăuntru. Cum ați reușit să rămâneți entuziast? Cum îl păstrați pe Dumnezeu înăuntru dumneavoastră? Să-i ajutăm să și-l redescopere, să-i ajutăm să-l înțeleagă, să-l aibă și ei, dacă sunteți de acord. Dragul meu, oamenii nu sunt comparabili. Unul dintr-o clasă, dintr-o sută, din 10 și genele unul din cine știe câte milioane. E așa. Pentru că n-am fost receptiv, n-am fost influențabil de nou în cultura mediului în care mă învârteam. Non-cultura. Există absolut. Cultură și non-cultura. Există non-cultura, există vulgaritate, există preocupări minore, agresivitate, violență, o mie de lucruri, vicii. Unii sunt receptivi și alții nu sunt receptivi. Am cunoscut tineri care au crescut în răfelinate unde, Dumnezeule, nicăieri nu putea să fie mai, un cumul mai mare decât acum de copii necontrolați al răului. Acei oameni au ajuns oameni foarte mari. Nu s-a lipit nimic de ei. Era o altă stofă. Omul are două surse de cultură. Una este cea genetică, ce moștenim. Doi este educația familială. Dar din păcate, pentru unii,
aceste două elemente rămân fundamentale și dirigează toată viața. Pentru alții, influența cea mai mare are influența mediului și nu a familiei. De